Uite, vezi, o zic în premier. Acum să-ți ia îndă priviri, să nu zici tot. Dar asta e adevărul și cred că e bine să iasă la suprafață. Mi-ai pus o întrebare foarte bună. Mi-a arătat Dumnezeu în primul rând că majoritatea lumii era foarte departe de mine. Degeaba mă aplauda, rădea la glumele mele și wow, ce tare, ce mai multe realizări ai făcut. Efectiv, omul, natura lui, vrea să ștergi jupuie dacă poate și dacă lași. erai doar util. Da, da. Și eu, aia a fost prima mea tragedie. Cumva am început să, să o văd atunci, dar se întâmplat de mult timp. Lumea nu mă vedea pe mine ca și eu. Eu mă rugam, Doamne, hai că am stat destul singură, că de 100 de ani singură, trimite trimite și eu un bărbat. Bun, iubitor, răbdător, sincer, onest, la la. Și scria Sorin, da, da, dă-te numai un pic. Doamne, te rog, un bărbat bun, iubitoare, și iar apărea Sorin. Doamne, cred că nu înțelegi. Hai să mai încercăm o dată, că eu, pe nu-l vreau. Că odată am zis, doamne, fă tu, că eu nu mai pot, da, fă ceva. Că tu faci bine, eu mă retrag, dar nu mai, nu mai știu, nu mai știu. Și mi-am continuat, numai asta, țineam post, mă rugam, că nu aveam altă variantă umană deloc. Și când am renunțat la mine, doamne, dă -mi. Doamne ajută-mă, Doamne fămi, Doamne întoarce-l pe dacă cumva prin mine, că eu eram ceva superstar, când am zis, Doamne fă eu nu mai, eu distrusă, eu sunt varză, nu mai pot, nu mai vreau, nu mai știu ce să fac. Atunci au început, efectiv, cred că a doua zi, s-o schimba radical și a zis, a, eu nu mai vreau asta, cum adică nu mai vreau asta. Adică nu mai vrei. Păi nu mai vreau, nu mai, gata, nu mai suport, nu mai pot, gata, asta nu mai vreau, aia nu mai vreau. Și începea așa, începeau să plece pe ușă tot câte unul, se certa cu ei, dar la modul de mi se pare absurd, dar știam că rugăciunea lucrează, deci de la ce prosim. Începusem să, să văd. Începem am... să văd că cel care o zis te ajut, fac chestia asta, hai să lucrăm împreună, nu lucra, ci numai uh, cerea bani și mințea. Altul care zicea, băi, mă ocup de treaba aia la fel. Altul care zicea, să aici să alături, hai să era de fapt un om foarte nesigur pe el și complexat și frustrat și și el pe interes. Eu am început să-mi redobândesc sănătatea după ce îndrăznesc să zic Dumnezeu mi-a arătat drumul ăsta înspre simplitate. Nu pot să zic că trăiesc simplu, dar față de majoritatea oamenilor trăiesc foarte simplu. Nu, nu trebuie prieteni, îmi trebuie oameni. Nu contează de cât timp îi cunoști, contează ce caracter are și și să n-ai încredere în nimeni, să ai încredere în Dumnezeu, că îți arată El lucrurile așa cum sunt, nu așa cum vrem noi să pară. Eu nu prea plâng, nu prea plâng și am plâns atunci am biserică, nu înțelegeam limba, cum zicea Diana, slujba, dar De sufletul na, bine. și conștiința mea înțelegeau și ce Diana mai stăm după patru ore fumat și eu o țigară. Eu zic, mai stă un picuț. Păi cât, Sorine, că de patru ore suntem aici. Poftim, deci am fost într-o altă dimensiune. Într-o altă dimensiune și uite, apropo de asta, mi-a arătat Dumnezeu că pot intra în altă dimensiune, fără alcool, fără substanțe, fără alte vicii. Următoarele slujbe pentru mine au fost foarte grele. Mă ardeau toate mă mâncau toate, mintea mi era super împrășteată. Te mai enervai în loc, Da, da, da mă enervam teribil. Și în loc să văd icoane, vedeam toate păcatele mele. Și când eu zic asta, lumea crede că, băi, ăsta e spălat pe creier, i. s-a dus, uite-te, habonnicul. Dar dacă practici mai multe obiceiuri greșite, care fac rău creierului și corpului, care fac rău caracterului tău, să le numim păcate în contextul ăsta, în ce din urmă te controlează? Și la revedere, libertate. Ei în momentul când îi mă duceam, în loc să văd icoanele și să ascultă slujbele, îmi vedeam păcatele. Cealaltă? Bine, v-am regăsit la un nou episod de altceva. De data aceasta am hotărât să părăsesc tiparele și să invit la dialog două persoane, soț și soție, care s-au întors la credință și care au descoperit și secretele unei vieți sănătoase. E un mare secret această viață sănătoasă, dar ce este o viață sănătoasă? Ce este o viață sănătoasă, în primul rând, pentru suflet, ce este o viață sănătoasă pentru trup, vom afla astăzi. Bine ați venit, Diana și Sorin Gadola. Mulțumim tare mult de invitație. Bine v-am găsit. Am tot discutat, ne-am antrenat așa în, într-o discuție în prealabil. Sorin, povestea ta, prezentată de-a lungul și de-a latul internetului, poate fi rezumată într-o singură frază. Ai fondat Antold, acționar principal cu 51%, ai renunțat la acțiuni pentru aproape 150 de euro. Mm -hmm. Și după ce ai întâmpinat probleme acute de sănătate, te-ai întors cu fața către Dumnezeu. Și nu doar către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a luminat și calea către o viață sănătoasă și tot Dumnezeu ți-a dăruit-o și pe Diana. Corect. Ai Îmbrățișat credința, îmbrățișat uh, spiritualismul, spuneai tu într-un interviu, spiritualismul ca formă care pune sufletul înaintea materiei și înaintea uh, tuturor uh, celor care sunt lumești. Când ai auzit -o această chemare a lui Dumnezeu și când ai simțit că totul se transformă? Eu am auzit un momentul când am fost într-un moment de cumpănă, o sărăcie spirituală sau duhovnicească teribilă, cumva așa o senzație de abandon trăită foarte mult timp cu uh, vicii, cu alegeri greșite și atunci am simțit, nu știu, cred că e corect spus chemarea, dar poate mai, mai corect tehnic și mai apropiat de adevăr ar fi uh, distanța față de Dumnezeu. Atunci am simțit o distanță foarte mare față de Dumnezeu. Nu mă spovedeam, nu mă împărtășeam, nu mă duceam la sfânta, sfânta Liturghie. Și doar așa, simțind o distanță foarte mare, nu mă mai uh, suportam. Erai tu Dumnezeul tău? Da, absolut. Și culmea că în aceeași zi în care eram Dumnezeu meu și al celorlalți, că așa uh, picam și în genunchi de multe ori și nu mă mai suportam nici pe mine, nici pe alții și, și viața nu mi mai suportam. Asta e o chestie, că ai zis foarte fain că eram eu Dumnezeu, da, al meu și al, așa, aroganței față de viață, o sfidam și culmea că pici, pici în, 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 în interiorul tău foarte tare când te crezi că ești așa, dar când ești singur pici, când te duci față de ceilalți, ai o poziție, ai mașină, ai haine, ai statut, după aia te duci acasă și răși pici. Tu ai povestit pe parcursul mai multor interviuri, ai povestit faptul că la un moment dat ai întâlnit moartea, că ai privit-o în ochi. Uh -huh. Și nu doar o singură dată, au fost șapte episoade. Da. Poate ni le-ai și amintești așa sumar pe fiecare. Da. Dar au fost episoadele care ți-au arătat că tu trebuie să te schimbi. Da. Au fost episoadele când medicii nu ți-au mai dat nicio șansă, când te-au diagnosticat cu un cancer de colon. Când da. ai înțeles, văzând cele cinci sacoșe de pastile, că tu ești dependent de pastile, când poate anturajul îți stabilea programul în fiecare zi și lua decizii pentru tine, și nici uh -huh. de cum Dumnezeu din tine, adică tu, între timp ai parcurs toate aceste etape de, de chin. Ai avut acel dialog cu un medic care ți-a spus că medicina nu ți mai poate fi utilă. Ce ai înțeles în acel moment? Pe acel medic care mi-a zis că sunt suspect de cancer gastrointestinal, era aproape convins că am. Mi-a zis mai târziu, după multe analize, că am petrecut multe zile acolo în spital, că am bolat o imună la colon și nu mai are ce să-mi facă și la insistențele mele, că am plătit mult acolo și am stat mult și am făcut analize, erau după 10 ani obositori la care, în care tot am căutat răspunsuri, el să-mi zică, vezi tu, medicina clasică e limitată, dar așa aici pot să zic că a fost așa o, o, un beculeț aprins, ok, trebuie să faci altceva. Uh, am, 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 pot să zic că am văzut moartea prin faptul că 10 ani cel puțin am trăit într-o nesiguranță teribilă. Deci unde te duce mintea, după ce ești bolnav un an și te duci la doctor și ești din ce în ce mai rău, mintea începe și o ia raznă. După mai mulți ani trăiești într-un haos. Dacă îi să luăm 10-11 ani, în care, repet, sănătatea se degrada, deci nu că mai tușam din când în când și eram foarte rău. Mintea trăiește într-un iad, de deznădejde, și din punctul meu de vedere, deznădejde ai cel mai mare iad. Am. Cine e din mintea ta? Dumnezeu? Pe lipsa simplitatea, în primul rând. Totul era foarte complicat. Și absolut că și Dumnezeu, dar nu poți să-l vezi pe Dumnezeu dacă trăiești complicat și gândești, lumește și complicat. N-ai nicio șansă. Vorbesc de mine. Dar într-o societate care pare extrem de complicată, noi putem trăi simplu, și dacă da, ce presupune această simplitate? Păi eu am început să-mi redobândesc sănătatea după ce îndrăznesc să zic Dumnezeu mi-a arătat drumul ăsta înspre simplitate. Nu pot să zic că trăiesc simplu, dar față de majoritatea oamenilor trăiesc foarte simplu. Aș vrea să trăiesc mult mai simplu de atâta, dar da, ca să-ți răspund, mă plimb după ce mănânc, Mă trezesc dimineața, spun rugăciuni, stau la soare, la lumină naturală, fac sport, muncesc una într-una, inclusiv sâmbăta, dar nu există să nu fac și celelalte lucruri. Și atunci am o viață foarte simplă. Pentru că natura, sportul, aerul curat, lumina naturală îți simplifică foarte mult gândirea. Oricât vorbim noi aici, îi, îi mult sub față de ce poate oferi natura în termen de simplitate. Simplifică natura totul. Natura îți oferă simplitate, iar Diana îți oferă iubire, pentru că te ascultam într-un alt interviu în care spuneai că e foarte important pentru o viață sănătoasă să nu fii lipsit de iubire. Voi când v-ați cunoscut? Cum era Diana Sorin în momentul în care l-ai cunoscut? Stai, să să -ți zic că eu nu-l eu, ajut cu simplitatea, eu complic viața ca orice femeie, un pic, ca să nu fie prea simplu și prea plictisit, știi? Când am cunoscut, era. Cred că asta a fost cea mai bună treabă din toată povestea pe care o să vă spunem și o mai zicem, pe care am conștientizat-o de puțin timp. Faptul că eu l-am cunoscut pe Sorin, cum era el în stare naturală, înainte de toate viciile și prostiile și, mă rog, chestiile de tinerețe, că până la urmă nu e ceva unicat, că majoritatea toată lumea le face, faptul că l-am cunoscut înainte să fie alterat de anturaje practici și alte chestii, am văzut că, de fapt, aluatul era bun și noi nu este un clișeu, am văzut bunătatea din el sau, mă rog, toate aturile pe care le are, Chit că după aia vreo 2 ani de zile n-am vorbit, că nu înțeles ce au primit, nu am înțeles că am venit. Nu Dar de la Dumnezeu! Nu <laughs> știu ce să facă cu surpriza asta superbă și glumesc acum. De chiar nu, nici eu nu m-am știut comportat cu el. Eu eram sălbatică, el mega arogant și nu, chiar nu. acum suntem amândoi aroganți, da, ne-am mai liniștit. Și după 5 ani în care nu am vorbit, nu ne-am văzut, când ne-am reîntâlnit, eu am văzut ceva... Nu prea drăguț, adică era deja schimbat cu tot felul de vicii în plus, la pachet și nu, nu mi-au plăcut, dar în sensul de îmi părea rău pentru el, nu de judecată că, vai de mine, mă gândeam ce s-a întâmplat cu omul ăsta, ceva, au suferit-o, nu știam toată povestea după aia, am aflat cu boala, că eu nu am fost în peisaj când a fost boala lui, eu chiar eram în București în perioada respectivă și când ne-am reîntâlnit, n-am înțeles nimic. Și n-am înțeles de ce după 5 ani mă caută și îl întrebam pe Dumnezeu, eu mă rugam, Doamne, hai că am stat destul singură, că de 100 de ani singură, trimite -mi. trimite -mi și eu un bărbat. Bun, iubitor, răbdător, sincer, onest, la la. Și îmi scria Sorin. Da, da, dă te -mă un pic. Doamne, te rog, un bărbat bun, iubitor, la -la. și iar părea Sorin. Doamne, cred că nu înțelegi. Hai să mai încercăm o dată, că eu, eu nu-l vreau. Trimite-mi unul, te rog. Și Sorin tot persista și persista și între timp au fost tot felul de o trecut prin tot felul de situații mai grele, ca atunci când vrei să renunți la tot ce erau din viața ta, vin cu doi omul, să zic așa, și am... Nu știu de ce am stat lângă, nu știu. Că de obicei vii când e bine la om, nu când e rău, dar am stat lângă și cred că după aia Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă. Ză. Da, te văd. Așa, mulțumesc. Da, cam asta a fost așa, pe scurt. Dar... În afară de faptul că am rămas singură lângă el la greu, ca asta am învățat mama cu tata, să nu plec la un om e greu, după aia mai departe Dumnezeu a făcut toată treaba, că eu n-am mai, mai vrut nimic, n-am mai insistat, am zis, Doamne, nici nu-l mai vreau, dar să fie bine. Îmi plăcea de el, dar am zis, bine, nu suntem împreună, nu o să fim, nici măcar nu mai contează, dar hai să fie bine și pe vedem noi. Și cam asta ne-a ajutat Dumnezeu foarte mult când ne-am când ne lăsat în voia Lui, când nu am mai încercat să controlez eu tot. Ui. Cu excepția Dianei, unde erau toți ceilalți care până atunci gravitau în jurul tău? Mie mi-a arătat Dumnezeu că erau uh, departe de mine și că au fost întotdeauna. Și când zic asta, mi-a arătat nu ceva glorios și wow, ce revelație am avut eu, Nu au fost lângă mine. Am avut momente de cum până mari uh, cu sănătatea. La un moment dat am avut. Uh, chiar în timpul, mă rog, în primele două ediții ale festivalului am avut tot felul de pățănii, s-au adunat foarte, foarte multe, să zic așa, ușor și diplomat, suprarodaj, dar puțin spus. Toți ceilalți care mă puteau ajuta, puteau să-mi dea un mesaj, puteau să mă sune, n-au făcut-o. Sau au sunat de două ori, n-am răspuns, ca să dau puțin context, îmi sunat telefonul în continuu. Deci eu când am făcut... Uite, asta nu prea am zis-o. După ce am a, a, făcut primele două ediții, mă rog, eu, împreună cu echipa a festivalului Antold, am, îmi suna telefonul în continuu. Deci mi s-a, întâmplat o tragedie. Eu nu mai puteam să-mi folosesc telefonul. Lumea credea că exagerez, dar stăteam aici și înainte cu câteva luni, în continuu suna telefonul. Eu nu mai puteam să îmi fac viața. Și s-a întâmplat o chestie de care, la care n-am fost deloc pregătit. Mă sunau bancheri, mă sunau broker cu care lucram, mă sunau avocați cu care lucram, mă sunau arhitecți cu care lucram. Eu trebuia să lucrez cu ei. Mă sunau în continuu. Că nu-mi dai, că nu-mi faci, că nu-mi dai, că nu-mi dai, că nu-mi dai. Am văzut o față foarte urâtă a oamenilor. Totuși erau clienții mei. Pardon, eram clientul lor. Îi plăteam pe toți. Și permiteau. Uite, vezi, o zic în premier. Acum să-ți ia îndă priviri, să nu zici tot. Dar asta e adevărul și cred că e bine să iasă la suprafață. Uh, că mi-ai pus o întrebare foarte bună <coughs> mi-a arătat Dumnezeu în primul rând că majoritatea lumii era foarte departe de mine, degeaba mă aplauda rădea okay. la glumele mele și wow, ce tare, ce multe realizări ai făcut uh, efectiv, omul natura lui vrea să te jupuie dacă poate și dacă de l -aș... erai doar util Da, da și eu Aia a fost prima mea tragedie. Cumva am început să, să o văd atunci, dar se întâmplat de mult timp. Lumea nu mă vedea pe mine ca și eu. Nu mă vedea. Și asta a fost vina mea. Nu a fost vina lor. A fost responsabilitatea mea. Era mult prea naiv. cum să zic, imatur și copilăros. Eu chiar am crezut că ei stau cu mine, că mamă, cine eu? Adică mândrie, altfel spus. Un orgoliu, mamă, eu -s... Acele telefoane îți și alimentau orgoliu. Absolut. Și reacțiile lor, că mamă, ce ai făcut, Sorine, și tot, tot, că lumea știe să o joace bine. Ei, în momentul când am văzut că eu doar un sac de interese pentru ei, m-au lovit așa, să zic. Buf, n-am picat, că m-am ținut tare și mândru. m a lovit Dumnezeu în cel mai frumos mod. Că Dumnezeu îți arată realitatea, așa cum e. Noi suntem încăpățânați, cum am fost și eu, nu? După aia că m a întrebat de prieteni. N-au fost și câțiva niciun telefon au dat, deci nu contează că preten din copilărie la greu, nu contează, nu contează că au stat la mine, au mâncat, le-am dat mașina mea, le-am dat, le -am dat tot, tot. Muncă, carieră, nu contat. Nu contat. Când mi-a fost greu, eu am fost la prostul, depresivul, Nebun. nebunul și probabil că aveau dreptate. Dar ei unde au fost în, în relația cu nebunul? că totuși am crescut împreună, am fost prieten. Deci e o tragedie să vezi oameni cu care crești și se maturizează și să nu-i intereseze de tine. Și, tu, și asta a fost al doilea șoc, pac, în barbă. Repede m-am ridicat, că Dumnezeu, lasă, nu -i, nu -i așa, nu -i așa. De atunci a început să... A început să mai, să mai... Nu, nu, să mai -mi arate niște chestii, că uite, că nu-i bine, că nu-i normal, tu nu vezi. Băi, omule, tu nu vezi că e singur? Tu nu vezi că e ceva în regulă cu... Era prea greu ce îmi zicea pentru mine. Da, mă enervai grozav. Deci era orb, nu? Da, să vadă. Dar e și dureros să accepti. Păi bine, dar După o asemenea baie de, prieteni, e dureros să accepti că, de fapt, nu există niciunul în realitate. Asta e s-o mai zis și am spus și eu încă din primul an. Asta ce povestește el era în anul al 5 al 6 la să zic așa, de când ne cunoșteam eu, din prima i-am spus, dar atunci am fost expulzată eu din grup, tocmai pentru că i-am zis asta. Da, aveam un tipar, adică mergeam la film, eu plăteam <coughs> pentru toți, deși aveau și ei bani. Acum vorbim de 20 de ani, când aveam 20 de ani. Mergeam la restaurant, eu plăteam pentru toți. Îți okay. cumpărai prieteniile? Da, da. Dar eu vroiam să mă revanșez, eu vroiam să fiu apreciat, eu, vreiam, eu eram nesigur pe mine. Și ei o jucau bine. De-aia zic, nu-i vina lor și mamă ce oameni răi. Eu am fost mândru și am, da, vreau să-mi cumpăr, să-mi cumpăr aplauzele și admirațiile. Ei, dar ăstea când dă lumea de greu, dispar. Dispar. Superficialitățile dispar în momentul când avem dificultăți. Iar văzând că este asta de mai multe ori, Că am avut la un moment dat niște probleme, am ajuns în presă cu tot felul, bine, exagerări, că de la s-au făcut așa. Am avut niște momente iarăși grele. Măi, unul nu mi-a dat un telefon din aceștia, 80%, 90% nu mi-au dat. 10%, hai, las așa, 8%, 8% mi-au dat de două ori și n-am răspuns. Ca după aia să-mi zic că ei, Păi bă, dacă n-ai răspuns, băi, dar nu-i spui așa unui om depresiv dacă n-ai răspuns treaba ta. Îl ajuți. Fie că ți cunoscut, fie că e necunoscut. Cu atât mai mult dacă ai stat 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Și să zic, așa mi-a arătat Dumnezeu superficialitatea pe care eu am emanat-o. Nu ei m-au manipulat, nu ei m-au jucat. Ei au jucat caracterul lor, destul de, de pus la îndoială, iar eu am jucat caracterul meu arrogant sfidător, față de realitate. Adică eu nu mai vedeam, eu îmi dădeam niște filme care, care nu erau reale. Și la greutate, filmul realității venea. și a fost de 3, de 4, de 5, de 6 ori și am zis așa ori, băi, știi ce? Voi nu sunteți prieteni și, și gata. Și, bineînțeles, și atunci când am făcut ruperea asta, nu s-o nu au suferit nimeni, noi ca și cum, nu au mai sunat și atunci așa și eu m-am simțit mult mai liber și atunci am realizat că nu, nu trebuie prieteni, îmi trebuie oameni, nu contează de cât timp îi cunoști, contează ce caracter are și să nu ai încredere în nimeni, să ai încredere în Dumnezeu, că îți arată El lucrurile așa cum sunt, nu așa cum vrem noi să pară. E un proces dificil, ruperea de anturaj, pentru că mulți sunt captivi anturajului și invocă această neputință a desprinderii de prieteni. E un proces dificil? Aici răspund eu și pe o, și pe Diana să, să spună că are foarte multe, cum să zic, bogății, care cred eu că i-ar ajuta pe mulți alți tineri, bogății care și eu le-aș aprecia foarte mult dacă le-aș fi știut de dinainte, nu de la Diana sălbatica care îmi venea și îmi zicea mult prea repede totul pe față. Și, și era, pe un ton mai înalt, și în eram, major. Și eram mult prea sălbatic, deci eram două extreme. Eram nu, eram, nu. Eram că eu, toți, am fan clubul meu, eu toți mă iubesc, ce știi tu. Așa, în momentul când faci ruperea asta, simți că ceva îți lipsește. Și, și ce se întâmplă? Ce-am învățat acum, recent? În momentul când stai cu niște oameni superficiali și lipsiți de niște valori, ei sunt convinși că așa e viața. Cu non-valori, cu chestii superficiale, cu bârfe, să-ți pierzi timpul. Sunt convinși. Și tu pe măsură ce, eu pe măsură ce îmi petreceam timpul cu ei, vrând să-i ajut, că eu am intrat în capcana asta, o altă formă a mândriei foarte parșive, Uh, și care, și pe, da, și Diana, exact, mi o sublinat de mult ori, nu mi-a plăcut sau aud chestia asta. Un alt uh, Îți indicator... Punea în față. Exact, un alt indicator că nu-mi plăcea cine eram eu, că am zicea și nu. Da, Salvatorul. Eu trebuie să-i salvez pe ăștia, că uite câte vicia, uite te n-au carieră, uite te stau toată ziua pe canapeu. Mm, trebuie să fac ceva cu ei, eu. Adică de parcă Dumnezeu nu are ce face. Eu, mm. eu. Nu era misiunea ta. Da, pe departe. Și mai mult, ei fiind convinși de un stil de viață, să zic așa, superficial și prost, m-am dus și eu înspre convingerea lor. Pentru că eu nu eram convins de valorile mele, eu nu eram, ei erau convinși de non-valorile lor. Și atunci ce face omul? Eu și mulți alții, că am văzut tiparul ăsta. Se duce după la care i convins. Băi, dacă omul e convins că Apa asta, roșie. Tu prima oară zici, ăsta e cu capul, dar stai cu el, stai cu el și după aia zici și tu, mă, apa asta e roșie. E foarte clar, am stat. E... Și ajungând la concluzia asta că m-am dus în șans după ei, ca eu să fiu mult sub ei, într-un șans mai adânc, am zis că eu ce fac? <laughs> eu ce fac? Oamenii ăștia săraci sunt niște epave. În sensul că se duc într-o direcție greșită, în sensul ăla zic, și eu ce fac? Eu fug înaintea lor? Tu îi salvai pe toți, doar o singură persoană nu salvai și erai cumva dezinteresat de acea persoană, persoana ta. Absolut, persoana mea și, și Adrian, persoane care pe două, trei le pot numera în viața mea, care țineau la mine, printre care și Diana, și îmi ziceau adevărul în față și ziceam nu. Eu nu ziceam eu asta, dar mă comportam salvator, eu trebuie să fac chestia aia, ce te bași tu? Nu știi tu, că ăștia mă iubesc, că ăștia țin să la fie mie. rău vieții lor, dar nu e rău viețitar. vieții tale. Da, da, și am ajuns foarte rău, am ajuns mult mai viciat, dar o zic a treia oră, nu din cauza lor, ci din cauza că eu am adoptat o atitudine foarte greșită, naivă și mândră. Tu cum ai văzut că chiar te rog să vii cu... Eu am venit ca salvatorul <laughs> suprem. Despărțirea față de anturaj. E grea, cum ai văzut-o. <laughs> Dar nu te o toți? Că ba de da, fapt, era eram persoana non grata, tu, maxim. Tu îndepărtezi de ei? Păi au fost mai... câteva chestii foarte interesante. Eu n-am venit ca toți ciutorii. eu sunt mai mică ca el, cu trei ani, Dar că a fost să și o prietene, am mușcat odată de două ori, de trei ori, a patru ori zis, hai pa, bun, am înțeles că e ceasul, hai pa, gata, nu stau să... M-am înțeles după care a fost etapa a doua în care am crezut că eu am ceva probleme, zic, nu ceva probleme cu oamenii. Am început să citesc psihologie, educare personală, bla, 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 să mă descoper și eu pe mine întâi, să văd exact unde e, până unde e treaba mea și unde nu mai ține de mine, unde e mizeria altcuiva și, na, omul ți o ți-o dă. Am trecut de etapa respectivă, am avut mult timp, am fost singură și m-am avut la dispoziție să citesc de asta, să mă pun la punct până a venit Sorin. Sigur, când l-am văzut pe el în aceeași mizerie, mai puțin mai mare decât îl lăsasem când ne-am certat, din cauza aia, de aia, efectiv, mi-a dat reject din grup că i-am zis că prietenii lui ies comus. Aia mi o realitate. Pe interes. Da, Asta că arăt. profită Azi. de el și el e un prost și nu știu ce. <laughs> Trebuie să știe și el cum e. Așa, și după aia, când am văzut că mizeria e mai mare, nămolul este mai adânc, Prima, prima Intenția a fost să fac pe Salvatoarea, wrong, de fie, deci e cea mai proastă chestie pe care poți să o faci, că nici eu nu eram chiar cea mai stabilă persoană din lume, am 25-26 de ani când ne-am reîntâlnit, nu pot să zic că eram ca la 33. În fine, am încercat cu Salvato, cu Pac, cu, cum îmi zice Sorin, Xena, Prințesa Războinică, Xena a mai eșuat, l-am îndepărtat și pe el, eram persoana non grata în acest fan club, Sorin Gadola, Uh, pentru că eu nu consumam, eu nu eram atrasă de așa, eram cumva în total în partea alaltă și el din când în când mai asculta de mine sau mai se mai întreba, dar tu de ce nu? Păi că, ce să fac, îmi dau capul de pereț acum, ca voi, lasă, mai rămână unul stabil aici în gașca asta. A doua chestie interesantă, nu m-a atras niciodată. Nu-i nu meritul meu, poate că al mama a luat așa, așa lui Dumnezeu, că ei se rogau în continuu, dar nu, nu, n-am fost atrasă, asta a fost partea faină și lumea nu înțelegea cum de tu nu vrei. Păi nu-s curioasă, nu mă interesează. Nu și aici ai nu vrei. Ai. Vicii, practici, distracție la extrem. Da, nimic pe... din chestii de genul. că adică bea un pahar de alcool, gata. Fumam țigări normale, gata. Nu, și aici intervin eu. Și zic, pentru că aveai har. Și eu când zic chestia asta, noi nu aveam nicio putere asupra noastră când erau viciile pe masă, când erau tot felul de practici care numai ne băgau în confuzie, ea le mirosea, ea le vedea. Și când zic har, mă refer la energia asta harică, care e de la părinți, de la bunici, care se roagă și, cum ziceam adineauri, văd realitatea așa cum e. Noi, noi nu vedeam, noi ne făceam filme, noi am trăit, apropo de vicii și obiceiurile astea greșite și toxice, am trăit filmele hollywoodiene. Eu nu o, înțelegeam. Că, stăm, că asta, pă, hă, cu un whisky, cu aia, cu... ne spargem, cu ne falsă rupem. Cu Da, da, da. Nu înțelegeam că mie nu văd realitatea, pentru mine era super clar. Deci, ca nebunul, ca și când vorbești cu un om beat care are realitatea lui și eu nu înțelegeam, dar ce, bă, ăștia săraci. Fine, de multe ori mă enervam, mă duceam în uh, altă cameră, uh, stătea la o casă în natură în momentul respectiv, mă duceam în altă cameră, deschideam saltirea, că nu mai suportam nimic și pe nimeni, că nu știam ce să fac. Mie mai că a zis că nu mai știi ce să faci, te rogi. Bine, atâta știu toată viața, n-am știut altceva. Și mă rugam și începea gașca să se certe și să plece toată lumea acasă. Pe când coboram, zic, da, ce s-a întâmplat? Dar este fabulos acest tablou. În aceeași casă, tu citeai din saltire și ceilalți se înfructau de pe masă, din toate plăcerile. Da. La bună era că li se și ducea pofta și eu n-am făcut legătura asta decât a nu știu câta oară povesteam cu mama, iar o pleca, iar o pleca. De aceea, ce, ce s-a întâmplat? De, de ce se leagă? n am făcut nimic. Eu, pe mine mă enervează, mă duc în alte camere și mă rog că nu aveam televizor acolo, internetul mergea prost, nu aveam ce să fac, chiar nu aveam altceva. Doar Bra. carte de rugăciune. Asta am văzut-o și eu la un moment dat când Diana se ruga și lipsea, mai mă nervam și o de tot. Și după câțiva ani, nu i absolut nimeni nimic, am făcut eu legătura că ea citea psaltiria și eu mă înfuream teribil. Și lumea când se gândește, zice așa, bine mă, tu exagerezi, ai făcut, ai făcut un filmul tău. Dar nu, era, era fix așa. <coughs> și pe lângă asta, eu trăiam foarte mizerabil față de creierul meu, față de corpul meu, față de valorile mele. Deveneam, am devenit un om foarte superficial, cumva conștient. Că conștiința ne rămâne, mulțumim lui Dumnezeu. Și, și lucrurile, deci dacă eram bine și mă înfuriam, puteam să zic că hai că exagerez, că Diana se ruga și eu mă înfuriam, că ea din saltire. Dar nu, trăiam mizerabil și mă înfuriam. Deci despre asta e vorba. Puterea rugăciunii. Și până la urmă poate că tocmai rugăciunea Dianei te tulbura și scotea toată, toată aceea, cum ce, ceea ce numea Diana mizerie. praf de sub covor. La suprafață. Mm -hmm. praf de sub covor, bătea așa, pac, pac, pac. Era amuzant cum... amuzant, de câte ori am plâns că nu a fost nimic amuzant, dar în fine. bineînțeles că fiind toată lumea împotriva mea, nu mă cred acum ceva profeța, sau nu în sensul ăla, pur și simplu într-o gașcă când unul nu face ce face gașca e, hai, pe acolo, eu și în exilat. ce vezi de treabă, da, mm -hmm. dar așa e natura nu am inventat eu asta sau o gașca respectivă când ne mai certam, normal, ne certam că gașca, no, șapte opt tregeau de el, eu singură flower power, stai că cuvântul domnului, glumesc, îți <laughs> dai seama nu merge așa, ideea e că de foarte multe ori dar așa, din tot sufletul, odată, nu de foarte odată am zis din tot sufletul, Eu eram așa fără nicio perspectivă, nu mai speram la nimic, nu mă mai gândeam că pot să-l ajut în vreo... vreodată să iasă din mizeria pentru că era foarte multă lume, foarte de ani de zile, ca și cu boala. Altfel vindeci o boală de două luni și altfel vin o boală de 20 de ani. Foarte greu, am știut. Mă tot mergeam la duhovnici, mergeam la mai mulți părinți, mă mai consultam, uitați ce să fac, ce să eu nu mai știu ce să fac uman, prietenesc, nu am nici răbdarea necesară, cât să tolerez până la infinit, tot aceeași chestie, nu, nu aveam treabă cu asta. Și țin minte că odată am zis, doamne, fă tu, că eu nu mai pot, da fă ceva. Că tu faci bine, eu mă retrag, dar nu mai, nu mai știu, nu mai știu. Și mi-am continuat nu numai asta, am post, mă rugam, că nu, nu aveam altă variantă umană deloc. Și când am renunțat la mine, doamne, dă Doamne ajută-mă, Doamne fămi, Doamne întoarce pe dacă cumva prin mine, că eu eram ceva superstar, că am zis, Doamne fă tu, eu nu mai, eu sunt distrus eu sunt nu mai pot, nu mai vreau, nu mai știu ce să fac. Atunci au început, efectiv, cred că a doua zi, s-o schimba radical și au zis, a, eu nu mai vreau asta, cum adică nu mai vreau asta. Cum adică nu mai vrei? Păi nu mai vreau, nu mai, gata, nu mai suport, nu mai pot, gata, asta nu mai vreau, aia nu mai vreau. Și începe așa, începeau să plece pe ușă tot câte unul, se certa cu ei, dar la modul de... Mi se pare absurd, dar știam că rugăciunea lucrează, deci de la ce prosi. Începusem să, văd. Am... Am să văd că cel care o zis, te ajut, fac chestia asta, hai să lucrăm împreună, nu lucra, ci numai uh, cerea bani și mințea. Altul care zicea, băi, mă ocup de treaba aia la fel. Altul care zicea, să aici, să alături, hai să... Era, de fapt, un om foarte nesigur pe el și complexat și frustrat și și el pe interes și nu în ideea că mama ce răi ei și eu ce bun eram nu ci în ideea în care uh, oamenii erau uh, obsedați de, de convingerea lor greșită superficială și trebuia să văd în cei din urmă după ani mulți că prelegerile mele superficiale n-au funcționat și atunci, sorry, schimbă schimbăm acazul. Iar prin rugăciune, ei, într-adevăr, și pot să-i cu mâna pe inimă, eu așa cred. Mi-a dat Dumnezeu ochii Trebire să văd limpede. Exact. Mai ții minte prima voastră slujbă împreună? Când ați mers, da, eu când, când l-ai convins să pășească nu, în biserică? Nu trebuie să mă convingă. Nu. Am avut La slujbă, nu. Ați A, țin minte. Slujba, nu că ai intrat în biserică. Slujba, să stai la slujba. Țin e. minte care a fost prima. Nu. În uh, Viena. A, țin minte. În 2016... Ăsta căuta biserici, dacă nu, adică C așa, așa să găsești o biserică, o biserică ortodoxă, dar nu pe Google. Muiel un blac, ani prin oraș și eu după el. Și tot intram în biserici. Intra, noi intram după el, codă, intra, ieșa, nu-i bine, intra, ieșa, nu-i bine. Băi, la un moment dat am ajuns într-o biserică, nu uit niciodată, Zic, mă seamănă ca la noi. Dar poate e altă care, da, nu mai seamănă. Zic, bă, dar ce bine deci aici. Se ce bine. Hai să mai stăm. Deci, era, cred că, în greacă. Nu mai țin nimic. N-am înțeles nimica din slujba aia. Dar am stat patru ore jumate și zici că am ajuns acasă. Nu știu cum să zic. zic dar, ma? dar mie mi s-a părut că am stat câteva minute. Eu nu prea plâng. Nu prea plâng. Și am plâns atunci în biserică, nu înțelegeam limba, cum zicea Diana, slujba, da, dar sufletul bine. și conștiința mea înțelegeau. Și ce Diana, mai stăm după patru ore. Aș fi fumat și o țigară. Eu zic, mai stăm un picuț. Pe păi cât, Sorine, că de patru ore mai aici. Poftim, deci am fost într-o altă dimensiune. Într-o altă dimensiune și uite, apropo de asta, mi-a arătat Dumnezeu că pot intra în altă dimensiune fără alcool, fără substanțe, fără alte vicii, care au la bază promisiunea că îți alterează conștiința, intri în altă dimensiune și, mamă, ce tare ajungi tu. Îți creează un alt univers. Da, dar în care, repet, tu ești la șmecher și tu te conectezi cu universul. Ei, uite, aici m-am dus, nu știam limba, nu deci nu m mă putut manipula nimeni. Psihologic să zic că unul, băi, Sorine, lasă că te-a vrăjit unul și te-a burit și... Nu! Au fost doar haru, a fost doar recunoașterea sufletului meu față de ceva mult mai mare, fără să înțeleg nimic, și m-am simțit foarte mic și prin asta m-am simțit foarte bine. Opus cu alte tehnici în care eu trebuia să mă simt eu centrul Universului, și, și mă simțeam teribil. Și cea mai tare chestie a fost că noi nu am căutat pe Google, am mers efectiv, numai atâta am Doamne, caută ne Tu, arată-ne Tu unde să mergem, și după trei am intrat așa bine, astea cele mai cunoscute pe acolo, că mai știam că nu s ceea ce căutam noi. Și asta era gen ca și o adică nu era ceva vizibil. Am intrat, știi cum, deci, acum dacă mă pui să mă duc pe stradă așa ca nebună și să intru, nu, știm, rui, mă, nu mă duc și nu știu. Deci, efectiv întâmplător, dar vă dați seama că nu era. Am căutat, am găsit fix ce am căutat fără să, nu mă lăsa să caut pe Google zic că mergem așa ca nebunii, vedem ce găsim no. Dumnezeu, știi cum, când, când chiar ai căutare, când ai cugetul sincer și chiar îți dorești no, mi-a arătat de când cu el din, din 2016 ne-am ne reluat 2015 de fapt am reluat noi legătura și așa erau toate cam palm, așa, aranjate. Trebuia numai să le vezi. Dar, na, nici eu nu le-am văzut din prima. El din 20-a le văzut, cât de ani am căsătorit în 2018. Următoarele slujbe pentru mine au fost foarte grele. Mă ardeau toate, mă mâncau toate, mintea mi era super împrășteată. Te mai enervai Da, da, mă enervam teribil. Și în loc să văd icoane, vedeam toate păcatele mele. Și când eu zic asta, lumea crede că, băi, ăsta e, îi s au dus, uite-te, habonnicul. Dar dacă practici mai multe obiceiuri greșite, care fac rău creierului și corpului, care fac rău caracterului tău, să le numim păcate în contextul ăsta, în ce de urmă te controlează. Și la revedere, libertate. Ei, în momentul când eu mă duceam, în loc să văd icoanele și să ascultă slujbele, îmi vedeam păcatele, celelalte. Era teribil. Era teribil. Mintea nu mă mai lăsa în pace. Deci la început am primit uh, dulceața asta, fină, blândă, haru. Vezi adevărul? Fără să-mi zică nimica. Nimeni, niciun profesor, niciun guru, niciun maestru. Și după aia au zis, no, hai că e de muncă, uite-te. Dar blând mi-a zis. Și lucrai cu fiecare păcat în parte. O trebuit. O trebuit când vedeam numai zi și noapte, când a fost teribil, dar, dar a fost totodată foarte frumos, pentru că în sfârșit vedeam ce trebuie să fac ca să ies dintr-o mlaștină foarte. Deci lumea nu înțelege în momentul când uh, ești viciat și, și îți controlează aceste vicii viața. Trăiești o calitate foarte slabă a vieții. Ești efectiv uh, sluga lor, nu le plac uh, la oameni când aud cuvântul ăsta sau hai să numim pușcăriașul. Ești, nu, ești prins. Și nu poți ieși de acolo decât cu Dumnezeu. Oricât de clișeic sună. Pentru că El te scoate în timp ce ți arată ce n-ai făcut bine, ca tu să te eliberezi în timp de obiceiurile astea greșite, ca să fii într-adevăr liber. Asta a fost experiența. Cum vorbești cu Dumnezeu? Uf. Și cât de des? îi te adresez, care este limbajul care vă unește? De câte ori o eu vorbește cu Dumnezeu, asta e spun sigur. Îl întreabă ah. ce cu asta, Doamne. Nu, no, nu zic ce cu asta, că nu primesc răspuns, zic, fă Doamne, să tacă din când în când. Ți-am zis, deci chiar vorbește. I-am zis că dacă până acum nu se gândea care șanse de mântuire, cu plăcere. Am venit cu mine la jos. Mă duc cu toată dragostea și răbdarea către soția mea în unele situații. Dar se termină la jumătatea drumului. Și zic așa, uite iubirea mea. Uite, așa, 1 plus 1 plus 1, e 3 până acum, ok? Și se uită la mine. Și încă 1, cu 1, e 5 ok? Și frumos. Și dacă mai scază încă unul, cam atâta e. Și îmi zice total altceva. Și care mintea mea e. E așa. Și, și, în momentul ăla zic, nu no, zim tu, doamne, că tu ești divină, zim. <Bree rubber> Ce ar trebui să fac acum? Ce ar trebui să fac acum? Zim. Mai ești unul pe Duhovnic, că nu primește de la Dumnezeu răspunsul ăsta la pe Duhovnic <right> să-i traducă. Atunci, sincer, -a foarte star. tare vorbesc cu, cu, Dumnezeu și din suflet. Asta <rhal> vorbesc așa când oh, oh, mă gândesc așa, dar atunci nu pot să zic că vorbesc, e așa. <narratives> dar mai vorbesc și în alte dăți când așa mai din suflet și intervine o neputință. Mult peste mine, că un colaborator, că ceva în familie, că în căsătorie, că la soacra, că tot fel de situații, pe toate planurile emoționale, financiare și câte altele. În pandemie, că nu mai știa nimeni ce să facă, e, atunci altcumva parcă formulezi dialogul către el, către Dumnezeu. Vorbea Diana despre momentul căsătoriei voastre. Ai cerut-o, tot după un telefon către duhovnicul tău, da. ai cerut-o în căsătorie, într-un moment, în care, <laughs> într -un moment în care îți pregătă o tocăniță în pijamale. Exact. <laughs> da. Venisem de la masă și eram și foarte obosită. Și nici nu mă gândeam. El atâta mi-a zis că el nu se căsătorește, că am crezut. Și am zis, Doamne, cât îl suport stau, cât nu ori vor. Deci viața nu e deloc romantică, viața reală, în timp ce... Nici uh, Nu, în timp ce e foarte frumoasă. Deci de se străduiește. Nu, se străduiește. Ți-a pregătit atunci fie. în momentul în care te-a cerut ala, de, de soție, Christa. a pregătit, nu. <laughs> a făcut un setup. O trăti niște chestii acolo <laughs> și a zis... Deodată, părintele, o la sfârșitul nu. slujbei, un bucât de lavandă, Uscată. zic, hopa... Deci, îl folosim pentru o căsătorie. -am, Am văzut o iconă ca să zic, merge și asta. Am luat uh, inelul Și asta vă ziceam că nu e romantică, în timp ce e foarte frumoasă. E, e mult mai frumoasă decât ar descrie orice film romantic. Și Diana Super, da, ce vrei, nu vezi că gătesc. Exact, zic, hai tănița. până aici. <laughs> Și am luminat așa buchetul de lavandă. Deci lumin de astea, așa serioase erau. Nu erau serioase. E era lumina de la cutiuță, becul stins, eu cu ochelari noaptea, bezna, pala, revedere, deci, nu lumina pot. cu becul stins, ca să fie clar, ok. Și era. zice, da, ce -i? Zic, uite, da. Zic, ce că mi arată tocănița, nu? Ți-am Nu vedeam nici cum, mine Zic, e, e, inelul acolo, zic, că e inelul. Uh, da? Îl ia, face fain. Fain, place. Ai zis mersi. Am crezut că am primit cadou. Zic, așa. vrei să... Asta e, fusese ziua mea și am crezut că e cadou de ziua mea. Bine, cu o lună după, la o lună, că era așa cumpără cadouri. <nsă> și, și zic, nu, 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 nu de, de vrei să fii uh, soția mea. Știi ce? ce? <sus> <cute> <tut> Cum adică? <laughs> Păi, -o -o vrei, acolo. vrei să fii soția mea, dar înainte să zici, vezi că nu o să facem mare spectacol, nu o să facem nu știu câte nunți spectaculoase. O să avem mulți. Au început Hai să pună condiții. disclaimer am pus disclaimer repede. Și cum a fost nunta? Două. Una cam povești. Una o părinților mai mult, ca să fie tatăl meu Deci una cam povești la Maramure și avem o pensiune, Diana, fiind foarte perfecționistă, că asta, asta vrea Dumnezeu de noi să fim perfecționiști maxim, să fim perfecți, să trăim impecabil deloc. Și Diana și-a imaginat ca orice fată Barbie, că așa mai filmul ăsta Barbie acum cu stereotipul astea și o să aibă o nuntă, na, na, na. Și o... să a stricat toată nuntă, nu trebuie Din să ca... Lugeși. Hai să zic așa, datorită vremurilor meteo, vremii meteo, în parcare s-o ținut <laughs> într-un cort, da. într cort, în loc de grădină superbă, cu niște bă. tunuri de la construcții, de la șantier, luate ca să fie cât de cât cald. Da, deci uh, Diana, pentru că a fost supra rodată la un moment dat, la sfârșitul serii, i-a dat bila peste cap și Zucură. de acolo fiecare ce și imaginează. <laughs> <laughs> și a fost uh, uh, exact opusul perfecțiunii. <laughs> Dovita ne-a simțit foarte bine. Au distrazi, fost da. 20 40 sau 40, 40 de cu totul oameni. Noi. Toatele mi-au fost atât, au fost în corp. A fost oameni. foarte bine. Da, și am avut a doua anuntă pentru părinți că s-au trezit că ei, de fapt, că nu i-am lăsat să-și facă damblaua și și-au dat seama două luni mai târziu că ei nu și-au făcut damblaua și că să fie toată lumea fericită, am mai făcut o piasta clasică, dar tot micuță la restaurant, chemați-mă pe cine vreți voi, că noi ne-am chemat, sigur, salut, salut, distrați-vă și gata. Deci de dragul părinților am făcut-o au fost soții mi mea Părinții da, ei uh, m-au acceptat așa cum am fost eu și eu nu știu de ce m-au acceptat și cum și în cele din urmă. <coughs> în cea mai nașpa perioadă posibilă din viața noastră cu presă, cu ce vrei tu, eu sunam lumea, ei, hey, îl știți pe Sorin? <laughs> Să veniți la noi la nuntă, sâmbătă, de la... nu no, bine, vă așteptăm în lațarea civilă. Părinții mei, părinții mei și ei mai doreau a nuntă și... <coughs> adică o nuntă și pentru ei și și ei m-au sprijinit și zic că, ok, hai că facem. Hai că facem pentru alții și asta e, că mă punem mă puneam pe mine pe primul loc. Eu nu o să mă simt bine, dar nu trebuie să te simți bine, asta e, hai că oamenii ăștia chiar au făcut multe pentru tine, Sorine, dai. La cât mi-a suportat ai mei, pentru primul da. rând că au acceptat, că ai mei așteptau, eu am fost olimpic, bla bla, așa și s-a așteptat ceva doctor, docent. A venit cu pofii de mână, ele. Bine, nu că nu e, e un tip foarte inteligent, dar da. nu a fost în cea mai bună perioadă a vieții lui, nu să l, -am l -am <laughs> în cea mai bună perioadă. De acum începe cea mai bună perioadă. Okay. Nu, dona de fost... miere? Unde a fost? La mănăstire? În pelerinaj? Ah, să nu exagerăm. Nu, no, nu suntem așa de trăitori, am vrea noi, dar nu, nu suntem. Am fost în uh, Italia. I am fost în Italia, am vrut să mâncăm mâncare bună italienească și am ajuns în Italia la un resort nemțesc. Groznic. Aviz și am mare atenție, eu aș numi o țeapă. Nemții <coughs> săraci au ei pale lor, dacă mâncarea nu, nu o au. Deci a fost fail și nu, adică și am a mâncat fail. ceva șnițel și ceva, nu știu ce, mă mânca pe Paste acolo, cu în Italia, nu trebuia. Și asta e când fugi după iluzii și fixuri, că ziceam de perfecționism de ani. Nu știu de ce vrei să, să vorbești despre mine. Pe mine, știi, și redobândirea sănătății mele și simplitatea mi au arătat, nu, nu și șabloane, nu fi fixist, lasă-le, lasă-le cât de mult, nu controlezi tu nimic, a Dumnezeu ține controlul. Eu control. sunt hiperfixistă. Asta e În idea. ce sens? În toate sensurile. I de aici până aici, la ora asta trebuie să mă trezesc toate pe ceas, eu sunt perfixistă și Sorin e genul care aici ai coșul și își pune șosetele lângă și nebunesc. El nebunește cu mine și eu cu el, dar ne acceptăm și ne mai mulăm mână după celălalt. Da. Ideea e că nunta nu a ieșit deloc cum am vrut, lui nu i-a păsat, el a venit invitat la nunta lui. Nu știu nimic, nu a vrut să aud, zic că pe el nu-l interesează nici măcar nu știu cu ce se îmbracă și aia tot eu am pregătit. Așa și eu a intrat la nuntă și îmi place, e fine. Hai să ne distrăm, hai să mâncăm. Era ce e cu tine, mă? Eu nu dormisem două nopți, nu știu ce, eram distrusă pe acolo. Nu ieșea friptura la ce oră trebuie. Am organizat evenimente și erau... Știi, așa trebuie să faci când ești mireasă. Trebuie să fie totul... și implicată. Trebuie să terorizezi pe toți. Da, pe șantier. Deci șantier și ierarhia care? Sub șeful de șantier, soțul, sunt furnizorii, sunt invitații, hai, 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 hai. So, socri întotdeauna? Da, da categorii. Nu știu ce să zic. La mine nu, că la mine socri trebuie să nu, când te duci noră, ca icoana asta, stai, stai liniștit, da. nu, nu faci ce vrei tu. Tu și icoana. Iată, a început schimbarea ta, prin chemarea către credință și Dumnezeu ți-a arătat-o prima dată, chiar spuneai într-un interviu, ți-a arătat drumul prin intermediul Dianei. Ulterior, credința a fost completată și de uh, un stil de viață sănătos. Pentru că voi acum aveți conturile pe Facebook, pe Instagram, conturi extrem de populare, unde promovați un stil de viață sănătos și promovați uh, uh, stilul de viață ca și dietă, ca și atitudine mentală, ca și credință, dar ca dietă e cumva ceea ce propui tu și propune și Diana, e cumva, uh, nu e așa într-un trend. Voi veniți și spuneți, domnule, să mâncați grăsimi uh, esențiale, luați untură, mâncați untură, mâncați șuncă, Slânia. mâncați slănină, mâncați organe, uh, rinichi, ficată, inimă, <coughs> uh, mâncați uh, fructe din uh, fructe cât mai multe, dar ce înseamnă un stil de viață sănătos? Eu, eu am văzut foarte clar că am fost mințit toată viața mea. Deci, 10 ani când am fost la doctori, băi, unul nu mi-a zis nimic despre nutriție. Am fost la un moment dat la un doctor nutriționist în Milano. Foarte scump. Mi-a așa, cred că ai intoleranță la gluten, ia altfel de cereale fără gluten, în continuare cu, la, cu lapte, deci niște mâncăruri procesate până la urmă, ca să ți răspund la întrebare, și negli neglijăm complet mâncarea întreagă, asta de la bunul Dumnezeu, de la natură. Cu care am și crescut noi până la urmă. Asta înseamnă, asta e în ghilimele marele secret. Mâncă ce ți-a dat bunul Dumnezeu, că de 50-60 de ani a venit revoluția peste noi, și ne-au dat covrigi și biscuiți și torturi și, și Și merdenele și salam. Geleuri, semi-preparate, chipsuri. popcorn, chipsuri, toate mizerile care ce au în comun. Uleiuri rafinate. Zahăr adăugat. Zahăr, aditiv, conservanți, potențiatoare de arome. Coloranți. Deci despre ce vorbim? Mâncăm prafuri, prafuri. Și atunci, normal că în cazul meu trebuie să fac un pas în spate, să mă educ și să văd ce îmi dă natura. Sigur, din experiența mea, când am fost foarte bolnav, nu mai puteam mânca lactate, chiar și organice, chiar și de la cioban. Nu mai puteam mânca chiar multe legume și asta nu înțelege lumea sau înțelege mai greu. Că în momentul când ai intestinul alterat, cum l-am avut și eu, foarte alterat, din moment ce am avut boala imună la colon, în teorie, da, bune fructele și legumele, dar în practică nu ți le mai duce care care fructe sunt de La fiecare de e diferit, la unul uh, roșia, la altul broccoli, la altul spanacul, în teorie și atunci apelezi la puține legume care îți fac bine și tu trebuie să știi asta, trebuie să-ți cunoști corpul. Să nu te balonezi, să nu te doare stomacul, cam așa îți dai seama da. că e bine. Corpul îți vorbește în permanență. Da. E suficient să-l asculti ca să știi cum să te hrănești. Absolut. Doar că noi nu ne mai știm asculta corpul și ne și obișnuim cu boala. A, așa e o balonată. Asta am crezut de 20 de ani, nu era așa, aveam multiple intoleranțe alimentare. Dar te obișnuiești dacă nu-i dai atenție și nu mai auzi la un moment dat. Dar nativ, mm -hmm. Toți ne dăm seama când ceva ne pică bine sau nu, sau dacă ne face bine. Avem un program educațional, vorbim cu oameni și zic că după vreo trei săptămâni care s-au înscris în programul nostru, zic băi am mâncat o înghețată, că noi nu interzicem zahărul, deci nu mergem pe atitudinea asta. Deși tu te afli în război cu zahărul, îl consideri Să zic așa, oricum mă văd cu el, mi a aliat. Deci l-am văzut ca e mare inamic câștigă dacă îl văd ca marinamic. Acum mi-a aliat. Deci cafea o fără zahăr, deserturi când cum, rar. Mai face fără zahăr uh, Produse nu? procesate nu. Marele inamic, într-adevăr, mi produsele procesate. Că le-am toate simțurile. Ce am... înseamnă produse procesate? Uh, tot, tot, ce sunt uh, ambalate și sunt și procesate. Tot ce nu e întreg. Adică fructe, legume sunt întregi, cărnurile sunt întregi, lactatele sunt întregi, ouăle sunt întregi. Tot ce... Toate produsele care imită mâncarea și sunt procesate și au atâtea ingrediente, sunt rafinate, nu au nutrienți, sunt niște produse false, eu așa le numesc. Să înțeleagă lumea. În momentul când, ziceam, cursanții, după trei săptămâni, introduc o înghețată de proastă calitate sau un produs procesat care toate sunt de proastă calitate. Poate să fie gluten free, fără gluten, fără lactate, Uite, de proastă calitate. Zic, măi voi de Diana, ce mizerie. Nu pot să cred că am mâncat atâta timp. Și noi construim pe asta. Da, da, îți dai seama? De ce simți acum și până acum n-ai simțit? A, ah, pe chiar așa, păi de ce? Unii își dau seama, unii nu. Păi de -aia că v-ați bulversat simțurile. Că știi momentul ce mănânci un covrig, că te balonează covrigul. Dar dacă mănânci în aceași zi un covrig, uh, chipsuri, uh, lactate și așa, nu mai știi. Nu mai înțelegi nimic. Nu acol, le contorizăm, din păcate. Da, da. spre prea încrucișate așa și nu mai înțelegi, intri într-un haos. N-ai cum să le distingi ce e bine, ce e rău. În momentul când te separ de produse procesate, stai, de produse, stai aproape de produsele întregi care ți le dă natura, în momentul când faci o pauză, numai de două săptămâni întrebe. Și introduci produsele procesate, ce simți? Simți vopseaua, apropo de coloranți? Că nu-i ceva, ăsta coloranți, ăsta ok. Nu, băi, nene, vopsea. Chimica, e, e vopsea. 100%. Artificială. Bineînțeles. Dar e important, pe de altă parte, să aibă și cine să ne trezească. Pentru că tu spuneai că în momentul în care căutai soluții pentru afecțiunile tale, îți prescriau în permanență medicamente. Dar mm -hmm. nimeni nu te întreba. Care e stilul de viață, ce mâncați, cum mâncați, cât mâncați, nimeni nu avea, niciun medic, toți erau preocupați de alte lucruri. Nu erau preocupați, cum vorbeam și cu Diana mai devreme, nu erau preocupați de cauza reală a afecțiunii tale, ci pur și simplu de estomparea uh, simptomelor și da. de acoperirea sub o formă sau alta, temporară, evident, Că până la urmă nu soluționezi nimic dacă doar uh, uh, amorțești uh, cauza respectivă și nimeni nu, nu te-a trezit, nu ți-a spus nimeni ce trebuie să faci, ce trebuie să mănânci, cum trebuie să mănânci, ce trebuie să eviți. Da, eu am avut probleme de stomac și intestinal. De, din primul an astea mi erau simptomele mele. 10 ani o dura ca să-mi că în Viena, mari doctori, uh, foarte bine cotați în Europa... A, ah, ai bolat la colon. Păi, stai, mi 10 ani ce ați făcut, deci eu ce am primit. Am avut uh, reflux uh, super agresiv, în ideea în care nu puteam dormi, și chiar erau dăți când lichidul era chiar vizibil și așa. Era, Deci, viața mea era dezastru la o vârstă de 20 și ceva de ani. Căut să te validezi și tu social, și erau anomalii, anomaliile astea. Ia s-o medicamente ca să-ți inhibe acidul. Bun, simțeam așa stomacul, când era până aici, a diagnostic hernia hiatală, ce ai făcut? Faci abdomen? Zic, da, am făcut abdomen. Ai, ah, probabil de, de acolo, ia ceva medicamente. Și mai departe? Oh, dacă se agravează, trebuie să te operăm, asta la mulți doctori, ani întregi, alte medicamente. Bun, băi, cu intestinul, simt așa că am un cuțit aici, le ziceam la câți specialiști, alții ziceau da, 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 Alt, al, nu mă credeau. Alții ziceau, ia medicamente. Și alții ziceau, du-te și la neurolog și la psihiatru. Și m-am dus la neurolog și mi-a dat medicamente. O da cu ciocănelul, în genunchi, o, na, 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 cu cum ești. Și privirea, da, bun, bun, 20 de minute, poftim medicamente. M-am dus și la psihiatru, poftim medicamente. Că ziceai tu, Adrian... Am dat 5 sacoșe. Sacoșe. Și stai dai seama că te gândești la 25 de ani. Nu le-am zis părinților, nu le-am zis la nimeni că cine să mă ajute să... Na, dacă erau depășit și doctorii, ce să fie alții să... Nu uh, știu ce fac. Băi, am luat tra tratamentele alea psihiatrice, două zile le-am luat. Două zile. Prima zi când mi au uh, picat saliva din gură în timp ce mă uitam în jos că mi se părea foarte interesant forma parchetului și după aia am văzut ceva salivă și după aia, de că asta e saliva mea și după aia, zic, a, din gură și după aia, dar ce se întâmplă? Oare de la medicamente? Și am mai luat și ziua următoare și am fost așa, toată ziua și zic ok, e de la medicamente, eu nu mai pot, <laughs> eu nu pot trăi așa, mai bine zbolnav decât să trăiesc așa. Și câte și alte medicamente și le-am ars pe toate. Astăzi, energia, voi cum -o, o căpătați? Eu încep de dimineață să cum, cum arată frigiderul vostru? Păi, eu gătesc acasă, dar și nu gătesc mult, că mai ales în perioada asta avem legume proaspete, fructe de sezon, legume de sezon, Sfânta Slănină în fiecare zi aproape, ouă de casă, un soare, pâine cu un soare, pâine fără gluten, cu maia, uh, ce mai mâncăm așa? Urmărim fiecare sezon. Astăzi, că e vară, din abundență tot ce o zis de Tot, avem de toate. Totul, tot ce apare. Nestropite, stropite, căutăm producători locali uh, cu certificat organic, că așa îi găsim cel mai simplu. Sau săteni care n-au niciun certificat, exact, dar pasionați exact. de treaba lor. Da, lângă lor sunt destui. Iarăși ne bazăm mult pe supă de oase, am bunica, ca noroc, o mai ținut porc, pui, carne de casă, dar din nou și de la producători locali. Ciorbă de pori. găină face Diana foarte supă, bună, supă, da. uh, supă foarte grasă, deci nu mâncăm mult, ca și cantitate, mâncăm gras, mâncăm fructe, mâncăm legume. Facem și sport. Fa și bine, da, absolut și este de acolo ți-ai energia, plus lumină naturală, plus oxigenare aerisire cât de des sport, sport, sport și sport? Fructe evitați, lămâi, mango, portocale. Doar când ne răsfățăm, apelăm la ele, că e o chestie socială la un restaurant sau când mai avem o poftă, dar în marea majoritatea timpului nu luăm și știm când luăm că e ceva un compromis. Pentru că nu avem controlul calității acolo, vin de nu știu unde, spre fac în conjurul lumii, nu putem vorbi de sănătate când vorbim de acestea, din păcate când mergeți la uh, hipermarket, ce găsim în coșul vostru? Nu mergem la hipermarket. Sincer, îți spun, există firmă care face cumpărături în locul tău, nu-i dau numele. Uh, aia e partea bună, de pe aplicație cumpăr uh, hârtie igienică. Uh, Câteodată domestos când pisicile fac unde nu trebuie, nu trebuia să zic numele ăsta, uh, dezinfectant, dezinfectant. Uh, din comerț, că în rest iau tot bio, dacă cu pisicile e mai greu în apartament. Uh, nu prea deci alimente, sincer, la modul sincer, nu prea iau, iau de pe net. Făină de la producători locali. De pe net, asta da. zic. că Sunt producători locali care au un mix site și cumpăr de la ei, cumpăr cantități mai mari ca să mi se renteze și transportul respectiv, cumpăr, nu știu, 10 kg odată sau 6 kg de făină, le depozitez acolo, nu fac cumpărături non-stop, dar cumpăr mai multe. La fel, pe partea de detergenți, pe partea de uh, mâncare, e foarte simplu că la Cluj uh, comanzi tot așa pe site și îți livrează ei la domiciliu, adică pentru mine e foarte bine, că lucrăm foarte mult, nu mă duc la cumpărături, nu pierd timp, parcă are timp pe acolo. Aglomerație, oboseală. Nu le văd, dacă nu le văd nu-mi trebuie, nu am în casă. Nu există dar, tentațiile. Exact. Acum, înainte să apelăm la varianta asta cea mai comodă cu comandatul, cu nu știu ce, mergeam împreună, uh, dar evitam raioanele... De ciocolată, de exemplu, unde că femeile span ciocolată, nu mergeam acolo. Ce că să le că la, la sfârșit, te când plătește -se acolo o capcană toate. Bine, dacă acum, pălea nu sunt chiar cele mai atractive. Neapărat. A, uite, un, un alt secret, așa, în mele, e cum ziceai tu. Adineori, să-ți faci un mediu acasă care să nu te ispitească, ci să te cheme, să muști și să te hrănească. Că dacă eu văd acasă, asta a fost primii ani din căsătorie... Diana. Chocolate era orice luai, te o ciocolată de unde Numai de astea, de așa peste și picau șapte ciocolăți, nu știu câți biscuiți. De fără zahăr, dar cu un dulcitor, dar nu știu ce. Când cum... zicea să îmi căldurea capul la un moment dat, făceam un capul. Nu mă scotea din buzunar, poftim, ia asta. Alte date, nu știu ce. Stai că mai am și ce în buzunar. Peste tot aveam. Când? Astăzi avem uh, dulce din miere, din fructe. Zahăr de cocos sau mai face Diana ceva ciocolată de casă sau prăjitură de casă, Ele vine să le mănânci, nu ca un uh, sclav, să zic așa. Nu compulsiv. Nu, nu compulsiv. Îți păi, vine să le mănânci, nu te uh, domină ele, le, le mănânci față de celelalte. Când mănânci odată, creierul ia, razna și mai dai, mai dai. Eu care puteam să mănânc câteva ciocolate din genul de deserte care zice Sorin Homemade, Prăjitură, să cea cu făină fără gluten, cu zahăr de cocos și în rest ingrediente normale, nepoluate și întregi, câteva ingrediente. mănânc jumătate de porții, și măcar nu mai, și mai că mi se miră, cum? Că tu mâncai, chiar dacă nu, nu, Slăbuță, mâncam foarte mult dulce, zic, dar nu trebuie că e așa de consistent și mă bucur, nu mă mai folosește viciul ăla, adică nu mai sunt mai dependentă. Și asta e partea faină, după ce te detașezi de ele și vezi că poți să zici stop, nu mai vreau. Pentru mine a fost o mare realizare pentru că mâncam compulsiv dulciuri pe bază de stres, pe bază de oboseală, n-am dormit bine, acum fumez și merge, acum m-am lăsat atât de timp de țigări, că tot am povestit de țigări, dar... Găseam foarte multe motive pentru care să. că noi, femeile fiind foarte pe partea emoțională mai active, pe hormonal, pe așa, repede ne ducem către zahăr, că ne calmează. De fapt, ne face foarte mult rău. Am văzut asta după, că am avut și eu probleme ulterior, și m-am lăsat, nu că n-am avut ce să fac, jumate de gura lui că e super insistent și m-a enervat grozav, și jumate că am văzut ce bine ai fără. Eram super insistent că așa cum ai tu cărțile astea, Adrian, eu aveam numai dulciuri în casă. Și cărți, dar în spatele lor era... Și eu, -am, mulțumesc -o Dumnezeu, am luat deja cu sănătate, am înțeles. Au venit să-mi predice. au venit la mine omul care să-mi bage numai în casă. Am luat-o frumos, am luat -o mai puțin frumos, le-am aruncat, le aducea, le ascundea. Nu noi, bine. Apropo de acest mâncat compulsiv, de înfrunarea poftelor, tu ai niște trucuri, le-am văzut pe conturile tale de socializare. Ai spus, ai propus trei lucruri, chiar am zis că am să urmez, mi-am propus și eu să fiu atent ce ai spus tu, respectiv că atunci când îți e poftă și vrei să mănânci mult sau să mănânci ceva anume, tu ai propus așa. 1. ia -o un pahar cu apă sau ceai, uh -huh. ai propus paharul cu apă, ceaiul, somnul, ai spus, dacă ai un somn odihnitor, un somn liniștitor, nu-ți mai face griji că nu vei mai mânca compulsiv și ai mai propus la un moment dat, sper să găsesc pe aici, încă o variantă am să găsesc și am să-ți spun. Fructe și miere. Fructe și miere. Și atunci, noi trebuie să avem în casă fructe, miere, da. apă, ceai. Că instante. Pofta compulsivă înseamnă, acum vreau. Păi acum primești. Ia, dar ceva care te hrănește. Dar cum se naște această poftă compulsivă? Prin lipsa somnului, că pomenea și uh, Diana, toate aceste uh, lucruri care ne lipsesc, fie stresul, lipsa unui somn odihnitor. De pildă, pentru un somn odihnitor, ce ar trebui să facem? Toate se... Uh, tot ajunge la hrănește-ți corpul, că în momentul când n-ai destui nutrienți, corpul te va, îți va semnaliza acest lucru. Printr-un som slab, s-au agitat printr-un comportament uh, super emotiv și impulsiv și vei fi constant înflămânzit, constant orientat după pofte satisfăcute pe termen scurt, așa cumva uh, reactive, și uh, de acolo e un cerc vicios. Deci tu, ca să ai parte de un somn bun, trebuie în primul rând să-ți dai nutrienți, trebuie să ieși afară. Cu acele grăsimi esențiale de lenumei. Da, aici e foarte important aspectul ăsta de grăsimi esențiale ce, pentru că... Ce înseamnă grăsimi esențiale? Înseamnă grăsimi uh, care hrănesc creierul și întregul organism. Uh, glucoza, pentru că sunt foarte mulți carbohidrați rafinați și foarte mult zahăr, e un exces de glucoză în viața noastră, în viața omului modern și uh, nu se mai uh, absorbe cum trebuie și facem diabet, adică glucoza nu se mai transformă, rămâne zahăr în sânge, mult prea prezent și de acolo o grămadă de probleme, diabet, tensiune, colesterol și multe altele. Dar duce omul modern lipsă de grăsime esențiale, slănină, untură, uleiuri presate la rece, semințe crude, cărnuri cât mai diversificate, ouă acestea ce fac? îți dau o, o, energie, dar nu pe termen scurt cum face glucoza, ci rămân în organism, sunt stocate acolo și dacă faci ceea ce trebuie, te odihnești cum trebuie, deși astea culmea sau nu, ajută la odihnă și la refacere. Te mai plimbi, apropo de digestie și absorpție, faci sport ca grăsimea aia să fie convertită în energie. Practic sunt combustibil mult mai pe o lungă durată decât uh, glucoza. Avem nevoie și de glucoză, dar nu din zahăr și carbohidrați rafinați, ci din fructe și miere. Și astea împreună merg foarte bine, dar noi punem accentul pe grăsim uh, pentru că astăzi toată mâncarea noastră e pe bază de glucoză. Și avem uh, irascibilitatea asta și uh, schimbarea asta comportamentală din, din stânga în dreapta pentru că așa face și indicele nostru glicemic. Cu grăsim n-ai parte de... Uh, Schimbări comportamentale, de, de spike-uri glicemice. Răsimea asta în tine și tu trebuie să te plimbi, trebuie să mai faci sport, trebuie să te mai apropii de natură. Vedem că natura ne obosește. Dacă umblăm de scurs, de exemplu, acum că e vară și frumos, jumătate de oră, te simți obosit, dar într-un mod foarte plăcut. Că Natura te, te obosește și te pregătește pentru un somn, timp în care se activează și sistemele metabolice, practic motorul nostru, îi uns, să zic, de uleiul naturii și după aia merge mult mai bine. Și de aici, apropo de, de oamenii cu care lucrăm, ne zic după trei săptămâni nu vine să cred că eu aveam sensibilitate la soare, eu nu puteam tolera soarele, nu puteam să stau la soare și fără ochelari de soare. Intram în piscină cu ochelari de soare, asta ne zic oamenii, eram disperată după ochelari și acum nu vine să cred. Păi de la ce? Sorindiana. pe păi de la slănină de la o întură, de la faptul că în sfârșit i-ați dat ceva mâncare adevărată corpului și alți nutrienți, fructe, legume, și în sfârșit corpul poate lucra și tolera soarele, dar mai mult absorbe vitamina D. Altfel vedem astăzi o grămadă de oameni albicioși sau care au reacții alergice la soare sau care pur și simplu nu-l tolerează, pentru că am ieșit dintr-o comuniune cu natura, cu grăsimi bune, cu adică natura înseamnă și mâncarea din natură, la asta mă refer, și am intrat pe produse procesate din Occident. Normal că nu-ți mai tolerează corpul soarele, dar nu-ți mai tolerează nici apa, nici viața, nimic nu-ți mai tolerează în curând. Ce rol are uleiul și prăjele la voi în casă? Există? Nu, nu prăjim, ne-am ne dezobișnuit și creierul este atât de smart încât după ce nu-i mai dai anumite chestii toxice, nu ți le mai cere, nu le mai acceptă, nu îi mai plac. La modul realist, șnițelul e viața mea. Mai că mi-a face șnițel fără gluten, cred că de maxim 4 ori pe an. Ce un Paști și încă două dăți. Care punctuală. e rețeta? Păi făină fără gluten, ou, uh, o, o încercat să facă și la cuptor, dar au zis că nu ies faine, dar se pot uh -huh. și la cuptor mai puțin faine. Dar le prăjește în ulei de măsline sau uh, de cocos. Asta, repet, de patru ori pe an, de poftă, că e mâncarea mea preferată. Dar în rest nu fac, pentru că mâncarea la cuptor uh, mi se pare mult mai gustoasă, aromată și cumva imită, pentru că se face crocantă, că nu aia ne place, că e crocantă mâncarea, nu altceva. Uh, Totul s-a mutat la mine la cuptor. Mai am uh, o oală de slow cooking. Mi-am luat-o separat ca să nu îi port grija pe cuptor. Aia se bagă în priză, pun capacul, am plecat de acasă, am programat-o și face singură treaba. Eu am simplificat foarte mult toată mâncarea pentru că, unu, nu am timp, doi, mâncarea sănătoasă este simplă, nu trebuie să o bibilești, nu trebuie să stai lângă ea și nu are 100 de ingrediente. Și atunci, a mie mi se pare win din toate punctele de vedere cu stilul asta de viață nu, nu prăjez. Mie, mi se pare că prăjitul tot ia timp. Pe lângă că miroase toată casa, miros, eu, pielea, nu-mi place. Nu-mi place din start. Și am mutat totul la cuptor, acolo îl bagi, l-ai programat și tu faci altceva. Ai foarte mult timp pentru tine și atunci să n că nu faci sport sau nu te dai pe o bicicletă sau nu faci un aerobic 15 minute te uiți pe YouTube. Deci e foarte... Problema cea mai mare cu prăjala e că se folosește uleiul pentru candela. Uleiul la care îl pui la candela, tu prăjești mâncare cu el. Picum, cum? Adică trebuie să fie presat la rece, un ulei gras, cum uh, mâncau și bătrânii noștri. Și cu toți nutrienții. Că așa îți dă energie, așa se metabolizează din grăsimea aia. E dacă tu ai chestia aia diluată și cu foarte multe toxine și cu foarte mulți radicali uh, liberi care se eliberează în corp în urma consumului de uleiuri rafinate, ce faci? Asta e un subiect mult prea neglijat în România. De ce mai uh, mănâncă românul uleiuri uh, pentru candela? adică uleiuri rafinate. Spuneai de altfel, tu uh, afirmai, boala începe din intestine, iată că tot ceea ce mâncăm și suntem, și uh, am încercat așa să găsesc, uh, să sistematizez o listă a alimentelor pe care să nu le consumați niciodată, alimente prăjite, cum ar fi cartofi prăjiți, puiul prăjit, chipsurile, ai spus, uh, uleiurile uh, rafinate, biscuiții, popcornul, margarina, dar margarina nu e acea parte delicioasă dintr-un din, dintr-un meniu? De da, capilarie. delicioasă da. pentru cancer, îmi pare rău, trebuie să o zic direct, de 20 de ani a fost un produs minune care are grăsimi puține, când tocmai noi trebuie să mâncăm grăsimi, apropo, uitați-vă la noi, și noi mâncăm grăsimi, deci nu, grăsimea nu te îngrașă, în schimb, margarina te îngrașă, toate acelea te îngrașă. Pentru că. Toate, sosuri pentru salată, maioneză, tot. alimente fast, food, prăjiturile, plăcintele și, și pâine. Și știi de ce te îngrașă toate acestea? Că nu te hrănesc. Da, și tu, după tine. ce ai terminat, într-o oră, iarăși. Vrea, apare nevoie de, de da. a mânca. Iarăși. Și atunci eu o să fiu anxios cu tine aici, nu o să am răbdare, sau după ce am scăpat direct să-mi ronțăiesc ceva. Păi nu mai, frate, mănâncă ceva gras, mănâncă untul la bun și o să vezi că 4 ore, 5 mintea te bonusează și îți dă liniște. Nu ți mai dă repede să mănânc ceva. Dăm că mamă doare stomacul, ba, capul, ba, dăm că trebuie să ronțesc ceva. Margarina îmi pare rău, e o mare înșelătorie. N-am cum să o zic altfel. E un produs care n-ar trebui să fie pe, pe rafturile noastre și nu știu unde e legea. În mai multe țări s-a interzis. Că e plină de grăsimi. trans. Dacă dispare margarina de pe rafturi, nu dispar și medicamentele? Multe. Spar. Păi, dacă te îmbolnăvește, nu știu care e ideea. Dar e clar că unele industrii se uh, fac cifră de afaceri pe, pe boli. Iar uh, rolul nostru, ca oameni, e să ne trăim viața la o calitate cât mai ridicată, să trăim sănătos, să fim educați. Dar eu pe bune nu știu unde e legea asta cu. Dar nu numai cu margarina, cu chipsurile alea cu jeleuri pentru copii, adică i-ai da copilului tău zahăr, uite așa, 5 cubulețe de zahăr. Nu. Dar dacă e vopsit și are nu știu ce formă, îi dai. Că vrea. Ai făcut un experiment foarte interesant, vizual, cel puțin vizual, foarte, foarte interesant. Ai arătat la un moment dat câte linguri de zahăr se află într-o în jumătate de litru de, de Coca-Cola. Putem spune că și pe Pepsi și toate celelalte sucuri, probabil că uh, toate conțin zahăr, și arătai, da, poate că noi nu realizăm decât atunci când vedem ceea ce se întâmplă acolo și spunea: uite, sunt trei linguri de zahăr. În... Dacă noi bem atâta apă, suc, ciofi și atâta este zahăr, un singur pahar și mai bem încă pe atâta. Și mai mâncăm și alte mâncăruri care, apropo, din întregul compus, iarăși atâta e zahăr. Este o statistică super nasoală. La sfârșit de an, românul consumă în medie 30-40-50 de kg de zahăr pe an. Și te duci la doctor și zici, nu știu nene ce ai, ia medicamentul ăsta ca și cum îți lipsește medicamentul din viață. Și stai un picus, ce mănânci? Hai să mă uit un picus la tine. Văd că ai talia foarte groasă, văd că ești, ești și nu stă bine musculatura pe tine sau văd că ești femeie, apropo de niște stereotipuri, anorexie. Da, aș zice anorexică, că dacă să nu se simtă lumea, aionus, eu nu, eu slabă și arăt bine, anemică. Foarte multe persoane sunt anemice și apropo, foarte multe persoane supraponderale sunt anemice, că duc lipsă de nutrienți. Și atunci doctorul ar putea, dar nu-i nu educat în ideea asta, nici pacientul, nici doctorul înspre un stil de viață sănătos. Și eu m-aș bucura să se aibă din ce în ce mai multe discuții. Deci nu poți, frate, să vezi numai medicamente la televizor, nu poți, când te duci în cabinetul unui doctor, să vezi și să auzi doar despre medicamente, în timp ce stilul de viață sănătos lipsește. Ar trebui ambele discutate. Ok, poftim medicamente, dar hai să vorbim și de stilul tău de viață. Da, pentru că sunt uh, interdependente. Voi, de altfel, dețineți un centru de sănătate la Cluj, de medicină integrativă, care, uh, citeam la voi pe site, uh, practică medicina bioelectromagnetică și biofizică. Da. Ce presupun cele două? Cele, uh, cele două elemente? Presupune, pe scurt, așa că identificăm cauzele bolilor, care sunt, ce? Deficit nutrițional, un mediu toxic în interiorul organismului, automat la pachet cu mulți microbi. E provocat că... acest mediu toxic de ce anume? Păi de, Stil de, de stilul nostru de viață. în De ceea rând... ce aminteam mai devreme, da? de acea Mâncarea... listă de, ma... de alimente interzise. Mâncarea toxică și procesată, în paralel cu multe funcții care nu mai funcționează cum trebuie, sistemul digestiv, intestinal, metabolic, avem țevile înfundate, să zic așa. Deci astea sunt două paralele pe care noi mergem foarte clar, aflăm foarte multe toxine foarte multe metale grele. Sunt numeroase scandaluri, deja de ce pe, pe CNN, pe Fox News, pe, pe toată presa în America și prea puțin în România, metale grele în cereale procesate, în mâncare pentru copilași și în alte produse procesate. No, noi vedem la pacienții și conserve, noștri. Și în conserve, Doze. Absolut, vedem la majoritatea pacienților noștri că au metale grele. Peste păi un subiect care ar trebui discutat. Peste tot. Și nu doar atât, dar mai vedem funcțiile care nu funcționează cum trebuie, rinichii, ficatul, stomacul și la orice om. Nu ai probleme cu intestinul, ai probleme cu 80% din corpul tău. Și noi ne concentrăm pe aceste cauze ale bolilor, și după care mergem pe tratamente personalizate. E implicit și stil de viață sănătos. Aia ai e... și acolo e o parte bună din sănătate. Nu merge una fără cealaltă. Într-un proces de vindecare, cât este medicină și cât este credință? Trebuie să meargă împreună lucrurile astea. Trebuie să meargă... Acum, la noi ce se întâmplă e știință, nu trebuie să creadă nimeni nimic. Însă trebuie să creadă într-un stil de viață sănătos. Că dacă nu crezi în soare, e problema ta, dar dacă nu te duci la soare... Chiar e o consecință reală, eu nu cred în natură că mă duc și mă plimb ajută, treaba ta, dar dacă nu te plimbi o să-ți lipsească ceva, tot la nivel de creier și de corp, atunci lucrurile astea trebuie să meargă împreună, medicina trebuie să fie mâncare, bineînțeles și niște remedii naturale sau chiar și medicamente când există niște cazuri de urgență, dar doar așa încât să te scuturi și să zici ok, eu cum îmi petrec ziua, cum respir, ce mănânc, ce beau, să apropia de natură, dorm bine, mă hidratez, mă oxigenez, am o atitudine pesimistă, posomorâtă, iritată, deja se Hai să lucrez la lucrurile astea. Nu putem vorbi de sănătate fără firescul ăstora. Sorin, Diana, eu vă mulțumesc că am vorbit astăzi despre întoarcerea la credință și până la urmă cred că Primul pas spre vindecarea noastră, că vorbim aici despre vindecarea sufletească sau că vorbim despre vindecarea trupească, ține de, de credință și exact cum spunea Sorin, de să fim noi bine în interiorul nostru. Pentru că altfel, dacă noi nu, suntem, nu avem o Constituție în interior solidă nu putem să avem nici în exterior. Nu, și să acționăm, să ne plimbăm, să alergăm, să ne bucurăm de viața noastră, să ieșim din pușcăria unui birou care e foarte frumos și e necesar, dar mașină, casă, nu, haideți în natură. ai de credință, hai să ne rugăm, hai să nu mai vorbim așa mult despre credință, hai să acționăm, ai tu chiar la început, înainte să pornim, voi să ne cu faptele, adică am fost aproape de Dumnezeu, dar prin fapte mai mult. La fel și cu sănătatea, la fel și cu credința nu ești mare teolog că vorbești despre, ci când o practici, la fel și cu sănătatea. Mulțumesc, Diana, de potrivă și îți spuneam la început, soția mea te urmărește pe rețele sociale, găsește foarte multe, foarte multe informații transmise de tine și am credința că și astăzi au fost foarte multe informații. Eu vă mulțumesc că pentru prezența voastră. Ați bătut drum lung de la Cluj, dar până la urmă, prin asemenea modele și prin ceea ce voi propovăduiți aici, ca și credință, ca și stil de viață sănătos, voi sunteți un exemplu și puteți ajuta. Cu alte cuvinte, poate putem rămâne în acest îndemn să lăsăm deoparte sacoșele de medicamente rugăciunea e cea mai bună, cea mai bună pastilă de dimineață, după care să fim atenți la ce mâncăm, listele de alimente interzise le-am trasat. Ai spus tu, cumva ai făcut precizarea și și ai subliniat fiecare aliment pe care trebuie să l avem în vedere, să nu ne lipsească din frigider, cu acele grăsimi esențiale, unturi, unt, cu semințele crude, Iată care luăm acum tocmai ca să își noteze da. fiecare cu semințe crude, nuci și foarte interesant, ai spus la un moment dat într-o postare că ar trebui să ne um, referim la, uh, nu, nu știu, la alune de nu știu de care sau la lucruri care nu sunt în ADN-ul nostru, ci la semințele de floarea soarelui, semințele Absolut. de dovleac, nucile, vâneauășe exact. și toate celelalte Pita. și fructe și legume. Absolut. Absolut. Iar referitor la medicamente, noi nu îndemnăm lumea să se lase de medicamente, că au rolul lor în momentul când ține totul sub control, dar îndemnăm lumea să contempleze puțin viața lor, să vadă de ce au ajuns acolo, să înțeleagă că nu este normal. Să deci căute fol... Absolut. Folosim medicamente în caz de urgență, dar hai să ne gândim un pic ce putem face ca să ne simțim bine pe termen lung ca să creștem calitatea vieții și de ce nu să scăpăm de anumite diagnostice. Nu să le ținem sub control, aici e o diferență foarte mare și, cum ne, și la felul în care ne simțim și la felul în care abordăm problema. Absolut. Băgăm praful sub preș sau curățăm cei sub preș totul și avem un corp super sănătos care va da mult mai mare randament. Da, vedeți ce vremuri trăim, adică noi vorbim de sănătate, de lucruri firești, cum până la urmă treau și bunicii noștri, Lapte fermentat, cărnuri cât mai diversificate, slănina era sfântă, nu mâncai mult, că era super consistentă, bună. Păi putem să zicem noi că oamenii nu făceau bine când munceau 12-16, ce 12? 14-16 ore pe zi. Noi acum putem, ca și specialiști, sau știu fiecare ce calitate are, să zic nu e ok. Cum nu e ok? Lucrau 16 ore. În niște temperaturi super... Deci un mediu ostil, au trecut prin fomete, prin sărăcie, prin războaie și nauzea de anxietate, depresie, atacuri de panică și insomnie. Erau super puternici, tocmai că erau în comuniune cu mâncarea naturală, neprocesată, cu natura. Se conectau la natură, la Dumnezeu, la credință, pentru că astăzi suntem ultra sensibili. Da. Auzim de la o zi la alta în jurul nostru, auzim de oameni care suferă, au diferite trăiri emoționale și exact ce spuneai trecută bunicii noștri prin războaie, prin foamete, prin uh, regimul totalitarist și deci prin, da. prin uh, tot soiul de încercări teribile și depresiile nu aveau loc, nu, nu se găseau nu, acolo, nu -aveau, <laughs> aveau timp. Și eu sunt convins că de la, de la două lucruri treaba asta, de la mâncare, pentru că mâncăm doar produse procesate, fără nutrienți, care ne hiperexcită creierul și suntem așa apucați din stânga în dreapta și de la lipsa comuniunii cu natura. Deci când am mers ultima oră de sculț într-un părculeț, jumătate de oră, o oră. Când ne-am plimbat weekend de weekend să ne aerisim de la păduri și munți și dealuri ce are România asta. Nu, noi vrem Egipt, noi vrem uh, bufet. Uh, asta e marele concediu. Noi vrem uh, tot felul, care e mâncarea, să fim serioși, e cum e. Stăm foarte departe de natură. Dacă plouă, stăm în casă, dacă ninge, stăm în casă, dacă e prea cald, stăm în casă și ne... Mirăm de ce suntem bolnavi. De ce suntem uh, foarte sensibili. Păi, uh, bătrânii noștri știau uh, în sat să salute, să se respecte. Acum noi suntem toți grăbiți. Zicem, nu mai avem timp pentru astea. Dar natura calmează, mâncarea neprocesată sau naturală hrănește. Mulțumesc încă o dată. Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați rămas uh, până acum alături de noi și e de reținut că trebuie să trăiți simplu ca să trăiți foarte bine toate cele bune până săptămâna viitoare. Toma. Toma.